Din nou, bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate alocat pentru medicamentele gratuite și compensate s-a epuizat, iar farmaciștii din luna iunie tot continuă să elibereze produsele pentru ca pacienții să nu aibă de suferit, iar numărul rețetelor nedecontate continuă să crească și datoriile se înmulțesc. Farmaciștii se arată îngrijorați, însă nu pot decât să aștepte o rectificare bugetară promisă pentru luna august. Situația care este? Cea care a fost și luna trecută, adică fondurile, bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, Casei Naționale, deci la nivel de țară se întâmplă acest lucru, bugetul pentru medicamente gratuite și compensate s-a consumat. Și începând cu luna iunie, farmaciile au eliberat medicamente normal, așa cum au venit rețetele, dar rețetele le avem în farmacie pentru că se așteaptă o rectificare bugetară în luna august și în urma acestei rectificări bănuim Casa Națională va primi un buget, îi se va realoca un buget, în așa fel încât să ne poată primi și nouă aceste rețete gratuite și compensate. Suntem îngrijorați, dar au mai fost situații din acestea așa tensionate, sperăm să se rezolve și... Pacienții nu trebuie să se îngrijoreze, deoarece toate farmaciile eliberează medicamente pe care le raportează în fiecare zi Casei de Asigurări de Sănătate. În ceea ce privește datoriile vechi, s-au plătit în proporție de aproximativ 40% cele pe luna noiembrie 2009. Din punctul de vedere al pacienților, ei nu au de ce să se îngrijoreze, că toate farmaciile eliberează rețete gratuite compensate, pentru că am observat că deci nu am primit de la casă vreo înștiințare să nu mai eliberăm. Și atunci noi raportăm zilnic consumul de medicamente.